De la telefonul cu disc și până la smartphone-ul nostru cel de toate zilele a fost cale lungă, nu neapărat ca timp, câteva zeci de ani, ci ca boom tehnologic. Exact următorul meu punct pe hartă, anume o expoziție temporară deocamdată, organizată pentru a doua oară de către o companie de telecomunicații în cadrul Nopții Muzeelor de la Timișoara. Ăsta, Bell, mi se pare foarte cunoscut, numele îmi sună cunoscut și parcă mi se aprinde așa o luminiță în minte. Un clopoțel. Un clopoțel, exact. Pentru că de la clopoțelul ăsta și de la domnul ăsta, practic, a început totul în ceea ce povestim astăzi. Da, și a început totul în 1876, când Alexander Graham Bell a obținut un brevet pentru un telefon fix, primul dintr-o generație de telefoane fixe. Istoria telefonului, presărată cu o mulțime de piese originale, unele chiar primele din seria lor, care au marcat acest parcurs, de la telefoanele cu difuzor ori cu disc până la cele cu butoane, unele capabile să reproducă imaginea interlocutorului sau să memoreze numere. Deja aici ne aflăm într-o zonă, să zicem, mult evoluată, nu față de alea de primele pe care le-am văzut acolo. Este o zonă undeva după anii 80 și 70-80, discutăm deja despre primul telefon fără fir. Deci cu asta te puteai deplasa, avea antenă și practic era sistemul receptor. Exact. A fost precursorul emisitor. Telefoniei mobile adevărate, un telefon care era capabil să transmită și imagini și toate au la bază un lucru, o invenție care a revoluționat electronica și este vorba despre Despre chestia asta mică. Care este un tranzistor. Este cel care stă la baza evoluției în electronică. A obținut premiul Nobel. Este inventat în 1948. Wow. Și în orice echipament electronic există mii, zeci de mii de tranzistori în miniatură de data aceasta. Funcționale? Că, mă rog, unele sunt mai noi, unele sunt mai vechi, nu-mi dau seama. Mă gândesc că unele chiar sunt piese de muzeu. Da, nu? Sunt piese de muzeu și, paradoxal, poate pentru unii, normal pentru alții, iar funcționează. Și te provoc la un experiment. Hai să avem o conversație telefonică cu cele mai vechi dintre ele și apoi cu unele... Ăsta e telefon de război, de campanie, da, uite, scrie aici. Da, e telefon de campanie. Și ăsta funcționează? Funcționează. Hai să verificăm. Gata, hai bun, să vorbim. Alo? Ciao! Bun, nu ne-am auzit de mult, dar uite acum ne auzim. Da. Mamă, deci super tare, asta chiar funcționează, nu vine să cred. La revedere! Ei, și e momentul să ne apropiem de prezent, anume de telefonul de mașină, nelipsit din filmele americane ale anilor 80-90 și el un precursor al telefoniei mobile. Și în sfârșit, primul telefon mobil, astăzi piesă de muzeu. Sunt curioasă cum au reacționat vizitatorii voștri. Adică, până la urmă, cred că și reacțiile lor au fost în funcție de generație, exact, nu? Exact, exact. Cei mai în vârstă, cei care au avut un astfel de device, un astfel de telefon, au fost foarte curioși să îl identifice, care a fost primul telefon. Da, asta am și tendința să fac, pe care le-am avut. Da. De aici. Copiii, în schimb, erau fascinați de design. Sunt unele care au o formă mai deosebită, culori neconvenționale și ei erau cumva fascinați fie de design, fie de mărime.